Ministrul Justiției va sesiza luni Curtea Constituțională în cazul refuzului președintelui Claus Iohannis de a o revoca pe Laura Codruța și din funcția de procuror șef al DNA. Tudorel Toader a precizat că a vorbit deja cu premierul Viorica Dăncilă, care a fost de acord cu sesizarea CCR, după ce i-a prezentat principalele elemente pe care le are de gând să le introducă în această sesizare. Luni ministrul se va întâlni din nou cu prim-ministrul și tot luni are de gând să trimită sesizarea la curte. Toader a subliniat că așteaptă de la Iohannis documentul politic prin care îi aduce la cunoștință că nu o revocă pe doamna procuror șef. Ministrul a spus că este vorba despre un document politic pentru că șeful statului nu ar avea argumente juridice și manageriale, mai ales că Iohannis i-a zis dinainte să vadă raportul că nu o va revoca pe chioveșii.